foarte frumos aici pe plajă, cu șezlonguri așa mai elegante, cu salteluță, cât de cât, nu sunt din acelea de rafie. Soarele a apărut imediat, n-am avut prea mult timp de respiro, să spunem, să fie așa mai norat, pentru că sunt ori din aceea micuți. Și când apare soarele, când mai dispare, dar pentru scurt timp. Pentru că este o zi foarte călduroasă și destul de plăcut afară. Este o vreme perfectă de plajă, de relaxare. Păi, mi-a văzut că veneam un șir indian și făceam la noi. Așa și ne-a văzut. Ce-mi place foarte mult, că sunt șezlonguri așa aproape de plajă, pentru că ador când vin la plajă să am șezlonguri cu cât mai aproape de mare, să simt frunza în locul mării. Plaja de azi e foarte curată, apa la fel,
repede, nici urmă de alte. Avem și Salva Maria aici prezent. O parte din aceea. Aici observ tot de văzut geamanturile, pentru că la plaja de ieri chiar nu le-am văzut. Perfect, cerul impecabil, o să vă arăt imediat. O să stăm masa cam până în jurul 13 ore de cameră, ne vom face scăpuri, ne vom schimba de plin. Vom merge, vom trebui scăpuri, apoi ne mai plimbăm cu mântare și apoi înșurile din nou la plajă. Și în cameră, ne-am făcut duș, ne-am aranjat și noi cât de cât, ne-am îmbrăcat și ne pregătim pentru cină. Așteptăm să fim toți gata, pentru că o parte din ei sunt deja gata, o parte încă mai sunt la duș, se îmbracă și când vom fi cu toții gata, vom coborâ să luăm cina, pentru că umblăm așa, v-am spus, în grup. Și acest lucru îmi place foarte mult, pentru că așa este normal, când pleci mai mulți la drum, este frumos să fim toți împreună. Vom merge să servim cina, iar apoi vom mai merge pe aici să ne plimbăm, vom vedea
poate vom merge și la o terasă undeva să vedem ce ne mai atrage atenția și este bine ca după masă să te plimbi. Este o vacanță foarte liniștită. Aseară am făcut aici un party line foarte drăguț, ne-am simțit cu toții bine, am ascultat muzică, am dansat, a fost foarte frumos și abia aștept să mergem din nou la plimbare, pentru că este foarte plăcut după ce servești cina, să mergi să te plimbi, să inspiri așa aerul acela curat pentru că se simte mirosul de mare. Și este foarte, foarte plăcut. Mie una îmi place extraordinar de mult și chiar și când este așa spre seară, îmi place să merg așa pe malul mării, să simt briza, să aud pescărușii, pentru că sunt o grămadă. Acum au venit mai mulți, când ajunsesem noi la început, nu prea erau așa mulți curios, dar acum chiar sunt o grămadă. Părul meu s-a cam ondulat, cu toate că am și placa de păr aici. L-am mai îndreptat așa un pic în grabă, dar nici nu mă interesează sincer foarte mult cum mai stă, pentru că sunt în vacanță și vreau să mă simt confortabil, lejer și chiar nu-mi pasă. Am ieșit la plimbare pe aici prin stațiune, este foarte frumos, lumea se plimbă. Muzică turcească avem aici, este animație peste tot, liniște, pace. Și grupuri aici. De vacanță, să spunem, cum este și la noi. O să filmez și pe acolo, să vedem ce fel de mașinuțe, de chestii dintre acestea au. Thank you.
sau? Deux heures de stop. Ah ouais? Déjà, c'est vrai, deux heures.